Te naști, trăiești și faci 25 de ani. Nu e mult, nu e puțin. Mereu mă întreb ce am făcut în 25 de ani. Tataia spune că nu contează ce vârstă ai, contează amintirile pe care le ai în anii tăi. Dacă viața s-ar rezuma doar la numere, n-aș avea decât niște like-uri pe Facebook. Da, bine că nu e așa. Ce am învățat în 25 de ani? Că totul se întâmplă foarte repede și trebuie să te bucuri de azi. Mâine nu se știe. Că îi poți pierde pe cei dragi într-o secundă, așa că fii mereu pe pace cu toată lumea. Că simplitatea nu dă niciodată greș, în nimic. Că fericirea adevărată va veni de la oameni, experiențe, nu de la obiecte. Că cele mai multe frici pe care le ai nu ți se vor întâmpla niciodată. Că e ceva acolo sus, care vrei, nu vrei, are grijă de toți și de toate. Că mai devreme sau mai târziu, pasiunea îți va aduce și beneficii. Că oricât ai fi de jos la un moment dat, îți poți reveni ca prin minune. Sper să ne revedem și în 25 de ani. Vă pupă, bune!